Ce începe? Bună ziua tuturor! Vă mulțumim, în primul rând, că ați acceptat să vă întâlniți cu cei care muncesc pe câmpurile Republicii Moldova, sau reprezint cei care muncesc pe câmpurile Republicii Moldova. Noi am convocat această conferință de presă în legătură cu faptul că încă în 17 martie Uniunea Producătorilor Agricoli, Federația Națională a Fermierilor din Republica Moldova, Asociația Fermierilor din Republica Moldova, Agroinform, au adresat o scrisoare prim-ministrului Republicii Moldova pentru a convoca o ședință în regim de urgență în legătură cu faptul că cresc vertiginos prețul la produsele petroliere și noi am adresat în această scrisoare și o cerință ca Guvernul să promoveze urgent în Parlamentul Republicii Moldova modificarea legii privind la piața produselor petroliere, ceea ce ar permite ca producătorii agricoli să poată cumpăra motorină sau benzină direct de la rafinărie, astfel creând cu adevărat o piață a produselor petroliere liberă. În legătură cu faptul că a trecut o lună de zile și nicio reacție nu este, noi am hotărât că astăzi să convocăm această conferință de presă. Încă o dată să amintim guvernanților că agricultura este o prioritate pentru economia Republicii Moldova, că agricultura este motorul economiei naționale și agricultura merită atenție, fiindcă în Republica Moldova toți au atenția cuvenită sau se încearcă ca această atenție să fie promovată, dar atunci când se vorbește despre agricultură, despre fermieri, totdeauna se crede că fermierul totdeauna vara va semăna, pe urmă va căuta bani să prelucreze de acum ceea ce s-a însămânțat, pe urmă să caute bani pentru ca să recolteze producția și pe urmă să o vândă la un preț de nimic. Deci noi suntem astăzi aici ca să anunțăm că în caz dacă nu vor fi întreprinse măsuri urgente pentru a promova această lege în Parlamentul Republicii Moldova, nu se vor găsi finanțe pentru a compensa prețul pentru motorină, pentru țărăime, pentru fermieri, pentru producători agricoli, înseamnă că noi va trebui să protestăm în prima decadă a lunii mai. Fiindcă nu mai este posibilitatea să redăm ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Noi înțelegem că guvernarea și premierul și alții demnitari sunt ocupați pentru a face PR pe seama unor proiecte importante, cum ar fi acordul de asociere, dar noi credem că și țăranii au nevoie de atenție respectivă și să aibă timp ca să ne întâlnim, să discutăm și să punctăm unele, spunem, măsuri de sprijin pentru fermieri din Republica Moldova. O mică întrebare. Stepan, să reprezentați ai mass media. Cum și-a spus domnul Căsărciuc, cea mai mare problemă la moment pentru producătorii agricoli ține de majorarea prețurilor la combustibil, mai bine spus la motorină. Probabil că ultima scumpire, când timp de o lună producătorii agricoli au primit o lovitură prin micșorarea veniturilor cu aproximativ 200 de milioane de lei, a fost ultima picătură pentru agricultori, pentru fermierii, care sunt indignați de situația creată pe piața produselor petroliere, în special în ceea ce ține de formarea acestor prețuri. Noi atestăm o lipsă totală de transparență pe această piață. Nimeni nu cunoaște care sunt principiile formării prețurilor la combustibil. Acest lucru se referă nu doar pentru agricultori. Toată economia țării suferă de la această lipsă de transparență. Nimeni nu înțelege care este organ responsabil pentru supravegherea activităților importatorilor, a cui este atribuția de a depista acordurile de cartel care se fac pe această piață. Și noi nu odată am venit cu propuneri privind reglementarea acestei chestiuni. Timp de 2 ani, încă în 2012, toate aceste trei organizații care sunt prezenți aici, noi am înaintat un șir de propuneri. Dincolo de cerința absolut firească de a restitui minimum accizul pentru producătorii agricoli, cum se face în toate țările civilizate,
Noi am propus și un șir de modificări în lege cu privire la piața produselor petroliere, cum ar fi schimbarea metodologiei de calculare a adaosului, nu cum acum se introduce TER și deplasările conducerii importatorilor cu soțiile, cu amantele, cu toate cheltuielile absolut nejustificate. Trebuie de schimbat această metodologie. Și de legat formarea prețului de cotațiile internaționale, plați mediatera. Doi la mână, este necesar de liberalizat piața internă a produselor petroliere, discos constrângerile, cum ar fi cerințele față de capitalul social și capacitatea depozitelor petroliere. Și trei la mână, lucru cel mai important, de a permite producătorul agricol direct să importe motorină în scopuri agricole. Adică dacă statul nu vrea sau nu poate să facă ordine pe această piață destul de importantă pentru economia țării, măcar să nu încurce să permită agricultorul singur să iasă să coopereze cum pot ei și să aducă motorină mai ieftină pentru dânsi. Cu părere de rău, în 2012 acest proiect de lege cu propunerile noastre au fost aprobate de către guvern, însă cu părere de rău, sub motive de neînțelegere între Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, după aprobare, așa și nu a fost expediat în Parlament și a fost retras și probabil că strânge praf pe rafturile Ministerului Economiei. Anul trecut, în 2013, după una din scumpiri, acest proiect din nou a fost reanimat. Domnul prim-ministru a promis că foarte rapid o să examineze Ministerul Economiei aceste propuneri. Nu s-a întâmplat nici atunci. Două săptămâni proiectul de lege a fost afișat pe site-ul Ministerului Economiei, pe urmă a dispărut de acolo. De atâta, în aceste condiții, răbdarea noastră este la limită. Pe 17 martie, cum a spus și domnul Căsărciuc, noi am înaintat scrisoarea către prim-ministrului cu solicitarea întâlnirii, deoarece această problemă este una stringentă pentru agricultorii, n-am primit niciun răspuns oficial, nici de la prim-ministru, nici de la Ministerul Economiei, nici de la alte autoritățile statale factul de decizie, fie ANRE, fie Consiliul Concurenței. Nimeni nu poate să spună ce se petrece pe piața noastră a produselor petroliere. În aceste condiții, noi nu avem altă ieșire. Înțelegem foarte bine, suntem organizații responsabile, înțelegem foarte bine că situația nu este foarte benefică în contextul politic, geopolitic pentru a organiza aceste proteste, dar nici de tolerat indiferența mai departe, noi nu putem. Încă o dată, repet, am ajuns la limita răbdării. De atâta mai oferim și din punct de vedere etic, și din punct de vedere tehnic, timp pentru guvernul, pentru ANRE, pentru Consiliul Concurenței, toate autoritățile care sunt necesare să fie implicați în soluționarea acestei probleme, să analizeze, să iei măsuri de urgență să promoveze acest proiect de lege care de mult este alcătuit și să, cel puțin, să vedem că este procesul de adoptare. S-a început procedura de adoptare a acestei legi. Dacă nu se va face acest lucru, suntem deciși, numai târziu de prima decadă lunii mai, să organizăm acțiuni de proteste. Forma acțiunilor, data, vom anunța suplimentar. Dar asta este strigătul tuturor agricultorilor, la care ponderea motorinei constituie mai mult de 30% în toată structura de cheltuieli. Și fiecare dată să ne jucăm așa cu prețurile care vor fi majorate și micșorate când vor importatorii și cu cât vor ei, noi mai departe așa nu putem trăi. Și vreau să vă mai spun că și celelalte ramuri ale economiei la fel sunt indignați. Azi dimineața am avut discuție cu Uniunea Transportatorilor. Dacă ajungem la proteste, nu exclud că nu vom ieși doar noi agricultorii, dar se vor alătura și alte ramuri mai cointeresate care suferă din cauza acestui haos bine organizat pe piața produselor petroliere. Vă mulțumesc! Stimați aici, presiunea dumneavoastră, vreau să vă aduc câteva exemple legate de subiectul care suntem astăzi la conferința respectivă. Deci, la mijlocul anului trecut, noi pentru prima dată trei organizații reprezentative am convocat
Consilii Administrative Comune, unde au fost abordate patru probleme de bază, una dintre care este problema datorită faptului care suntem astăzi aici, deci scumpirea nejustificată a produselor petroliere. Recent, pe data de 10 aprilie, în Agroinform a avut loc adunare generală. La fel am participat la adunările generale a colegilor noștri, Unia Agrocultec și Federația Fermierilor. Una din problemele de bază care a rămas astăzi nesoluționată în agricultura noastră este scumpirea sau prețul nejustificat la produsele petroliere. Dacă să facem comparații, că agricultura este o ramură importantă și a asigurat o creștere economică de la 4,38% pentru anul trecut. Și noi vorbim de sporirea, noi atenționăm deja despre necesitatea sporirii competitivității în agricultură în contextul aderării la Uniunea Europeană. Scumpirea produselor petroliere, de fapt, nu contribuie, dar contribuie viceversa la competitivitatea producției agricole. Problema este una majoră. Deci dacă pentru anul trecut noi am soluționat sau am contribuit la soluționarea trei probleme majore, una dintre care mărirea fondului de subvenționare. Deci colegii mei au menționat, fondul de subvenționare a fost mărit cu 100 de milioane, s-a pierdut 200 de milioane de la scumpirea carburanților. Deci pe de o parte o problemă soluționată, pe de altă parte apare o decapitalizare în agricultură. Deci fermierii sunt în stare de alertă. Pierderile sunt enorme. Deci trebuie să căutăm soluții. Și noi considerăm că termenul care este oferit, deci noi suntem, repet ce au spus colegii mei, noi suntem organizații mature, deci noi cunoaștem puțin economie, cunoaștem situația care este în țară, deci noi nu cerem soluționarea astăzi până seara problemei respective, dar considerăm că în timpul care este rezervat, este un timp rezonabil pentru a găsi soluții în această problemă. Întrebări? Da, eu cred că pentru confirmare avem structura prețului la motorină și vreau să vă întreb și ne întrebăm împreună. De ce în Germania adaus comercial e 71 de euro la tonă și Moldova e 250 de euro? De ce în Republica Cehă e 150 și Moldova e 250? De ce în Finlanda e 90 de euro la tonă și noi e 250? Ca se întâmplă ceva, eu cred că în această ramură aici în Republica Moldova. Și ce se întâmplă, eu cred că cei care astăzi au dreptul să comercializeze și să importe produsele petroliere au mai mare putere decât cei care sunt la guvern și în Parlament, ca să influențeze situația. De ce noi suntem convinși că problema legată de modificarea legii nu este în Banca Mondială sau în Fondul Monetar, dar este în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, că se lucrează nu conform legii și intereselor țării, dar conform intereselor unor grupări concrete, care nu doresc să permită ca economia Republicii Moldova, ca agricultura să devină una competitivă și să putem merge cu adevărat pe piața Uniunii Europene cu produse competitive. Deci noi astăzi nu suntem pur și simplu aici ca să vă demonstrăm coeziunea noastră, dar să demonstrăm nemulțumirea noastră. Încă de acum este de ajuns cât am răbdat și tot am ascultat promisiuni. Și dumneavoastră tot aceste promisiuni le-ați transmis de fiecare dată. Că, mă rog, guvernul va influența situația, că guvernul se va implica și așa mai departe. Dar am ajuns la situația când guvernul arată impotența sa în fața celor care doresc în continuare să fure în Republica Moldova. Și ne fură pe toți. Și pe cei care sunt în agricultură și pe cei care consumă produse din agricultură. Deci eu cred că dumneavoastră astăzi aici trebuie să transmită acest mesaj foarte clar, că producătorii agricole până la urmă pot să se solidarizeze și să ceară drepturile lor, așa cum de pildă prevede logica unei economii normale. Întrebări, stimați colegi. Dar 200 de milioane de lei. Este o cifră foarte simplă calculată. La noi, după calculele ANRE și după calculele noastre, se importă anual în scopuri agricole motorină undeva între 150.000 de tone până la 200.000. În ultimele 2-3 ani chiar noi ajungem
am ajuns la 200.000 de tone. Dacă în ultima lună motorina de două ori s-a scumpit câte 50 de bani, adică cumulativ câte un leu, noi am scos, adică importatorii nejustificat au scos din buzunarele agricultorilor aproximativ 200 de milioane de lei. Dacă acest preț nu se va schimba, dacă nu va fi făcută ordine în continuare. Ce și lucru este foarte bine observat domnul Iurie Hormozache, că noi aici ne luptăm pentru a majora fondul de subvenționare cu 50, cu 100 de milioane, până la 200 de milioane și suntem fericiți de faptul că dacă ajungem la 600 de milioane. Dar aici, printr-o mișcare, pentru o înțelegere de cartel a unui grup restrâns de importatori, într-o lună acești bani au ieșit din buzunarele agricultorilor. Andrei a anunțat că eu am auzit chestia asta. Noi nu vrem să depindem în continuare de aceste înțelegeri. La mine e întrebarea către toți. Dacă acum prețurile vor scădea, fără că cursul de schimb nu s-a schimbat, prețurile la țățe parcă tot sunt stabile, înseamnă că prin asta se confirmă faptul că o lună în urmă această majorare a fost una nejustificată. Noi nu vrem să depindem în continuare de unele înțelegeri între Andreea și importatorii, făcute undeva acolo în culoare, în coridoare. Noi vrem să avem un mecanism transparent, cum este în toate țările europene. La noi accizul nu este așa de mare, cum sunt în Uniunea Europeană. Acolo e accizul mediu 300 și ceva de euro, la noi 100 de euro accizul. Noi nu vrem să depindem mai departe de aceste înțelegeri. Dacă noi facem presiunea, oleacă înseamnă că Andreea nu știu ce face acolo șahermahir cu companiile de petroliere și cu 10 bănuțul să scadă prețurile. Noi 2 ani cerem un mecanism clar, cu 3 elemente cheie. Adaus comercial să fie calculat nu de la prețul avamă, nu de la firme offshore, dar de la plați mediateran, constrângeri interne cu capital social de 8 milioane și capacitate produsului petroliere de 5.000 de tone cub, să fie eliminate, să permitem la mai mult agenții economici mici, mijlocii să importe și să comercializeze motorina și 3, să ne permită nou cu control riguros, fără drept de a recomercializa această motorină, cu toate regoarele, dar să ne permită nouă. Noi o să ne cooperăm, asta nu înseamnă că noi mâine toți o stăm acolo în rând, dar noi vrem să avem acest drept de a comercializa motorină în scopuri agricole, direct de la sursă de producere. Și iată, noi nu avem nevoie de toate acestea înțelegerile, care iară seamănă de o înțelegere de cartel între Andreea și firmele petroliere, noi vrem un mecanism permanent în formă de lege care va lucra nu după dorința organelor de stat sau importatorilor produselor petroliere, dar va funcționa în mod permanent ca lege. Da. În scopul agricole. Noi importăm aproximativ anual 350-370 de mii de tone de motorină. Dintre ele, aproape jumătate, sau sunt cazuri când puțin peste jumătate, sunt importate în scopul agricole. Așa că vreau să vă comunic încă o cifră. Dacă este vorba despre acces direct la rafinării pentru producători agricole, asta ar fi minus 3 lei per litru. Asta ar însemna 600 de milioane de lei economie pentru bugetele producătorilor agricole. Adică, practic, încă un buget pentru subvenționare. Dacă noi vorbim că avem la subvenționare în jur de 500 de milioane de lei, aici încă 700 de milioane de lei ar putea să nu fie plătite. Și atunci când noi vorbim despre accize, da, țările Uniunii Europene aplică accize mai mari decât în Republica Moldova. În Moldova avem 90 de euro, de pildă în Germania e 380. Dar în Germania e 80 de euro adaus comercial. Înseamnă că tot ce se acumulează la bugetul acestei țări, pe urmă se întoarce înapoi producătorul agricol ca compensare pentru motorina folosită anual de către fermieri. Și asta se face și la vecinii noștri în România. Ei obțin aceste compensări la motorină fiecare an și au de unde să o facă. Dar noi să primești în felul următor, că comercianții, cei care importă produsele petroliere, obțin cea mai mare parte din acest tort, cum s-ar spune, da? Dar statul iar nu obține, fiindcă are numai 90 de euro la fiecare tonă,
Și astfel suferă și producătorii agricoli care consumă, pentru că ei sunt cei mai mari consumatori de motorină în Republica Moldova. Și transportatori și consumatori final, toată catare, toată economia este afectată. Transportatorii la fel, da. Adică este o influență serioasă. Uitați chiar acum în România a crescut accizul, da? Dar transportatorii vor primi compensări de la buget, de la stat, ca să poată cumva menține competitivitatea unor ramuri concrete. Și dacă noi vorbim despre agricultură și atâta noi ne-am stăruit ca ea să devină prioritară, ca dezvoltarea rurală să fie inclusă în primul rând cu agricultura. Și până la urmă, iarăși, noi avem situația când un grup restrâns de firme conduc cu această ramură și guvernul de animând spune că el nu poate să facă nimic. Și o să observați, încercați să găsiți, să identificați cine răspunde. Noi, 2 ani în urmă, am încercat să ne ducem la Consiliul Concurenței. Spunem, aici e acordul de cartel. Consiliul ne-a răspuns, noi nu ține de competența noastră controlul asupra importului produselor petroliere, duceți-vă la Andreea. La Andreea ne-am dus, Andreea ne-a sugerat de să ne ducem la Ministerul Economiei, dat fiind faptul că este metodologie la care Andreea nu controlează dacă e justificat sau nu e justificat majorat prețul. Ei doar verifică dacă se respectă adaus comercial de 10%. Dar acest adaus se calculează nu de la cheltuielile care țin de mijlocit de procurare combustibilului, dar de toată activitatea anuală a întreprinderii. Toate benzinăriile una lângă alta, toate cheltuielile comerciale, necomerciale, tot se bagă acolo și să nu fie mai mult de 10%. Și ne-au arătat sigeata spre Ministerul Economiei. Ministerul Economiei a recunoscut chestia asta, a început să lucreze asupra proiectului de lege și timp de 2 ani, sub influența probabil că acestor firme de import, s-a oprit. Și nu se face nimic și toată economia suferă. Dar noi suntem în avangardul economiei, deoarece, într-adevăr, cum a spus domnul Căsărciuc, consumăm cel mai mult motorină. Și mai departe, de tolerat aceste lucruri noi nu putem. Și eu v-aș sfătui că atunci când veți plasa aceste reportaje, să cereți de la colegii dumneavoastră de la Briceni să vă fotografieze la un pic prețul și să fotografieze în Chișinău și la sud, la Cahul. Și veți vedea aceleași prețuri afișate. Nu este posibil, stimați colegi, ca prețul la motorină sau la benzină să fie unul și același în toate colțurile țării. Diferență de 2 bani. Dacă noi avem situație de formare normală a prețului, dar nu de interes de cartel. Măcar cum în Ucraina. Dacă vă duceți la Ucraina, o să vedeți că la Lvov diferența poate fi recalculând pe banii noștri comparativ cu așa la Dnepropetrovsk de 60-70 de bani, recalculând la Pieco. Dar la Angro această diferență poate fi și mai mare. Deci acolo se vede că este cât de cât, tot cu rezerve, dar există mediul concurențual asigurat. La noi este ceea ce este. Dacă mai aveți întrebări. Noi vom decide acest lucru, trec aceste 2 săptămâni de sărbători, e suficient atât pentru guvernare să mai facă ceva, cât și pentru noi să discutăm acest lucru. Forma, în câteva etape noi vom face, sau vom face într-un meeting pe piața Marea Adunări Naționale, data noi vom decide. Dar cert este unul că mai departe, dacă nu se va produce nicio schimbare până atunci, mai departe noi nu putem tolera acest lucru. Noi vom convoca Consiliul Administrativ ale organizației și vom decide în comun, așa cum a făcut-o și anul trecut și anii precedenți. Este important să fim solidari și să obținem rezultat. Adică asta este ceea ce merită. Adică nu de dragul protestului, nu ne trebuie rezultat. Da. Ei, sunt solidari guvernul lucrul ăsta. Mulțumesc. Pentru că prezența a fost bună.